Cuțitele nu sunt interzise explicit prin regulamentul școlar sau în statutul elevului. În regulament sunt cuprinse câteva lucruri periculoase, cum ar fi petardele sau spreiul lacrimogen, însă cuțitele nu sunt menționate. Discutăm cu Alexandra Dinu despre acest subiect. Alexandra, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața! Ai informații noi, înțeleg că au apărut niște mesaje pe un grup de WhatsApp. Ale elevilor? Da, este vorba despre niște mesaje, aparent sunt dintr-un grup de WhatsApp pe care l-au elevii de la acest liceu. Este vorba despre o discuție, avem doar un fragment, le vedem și acum pe ecran. Vedem că elevii discutau despre testul pe care urmau să-l dea la lecția de japoneză. Știm că la lecția de japoneză s-a întâmplat și vedem că unul dintre elevi este extrem de revoltat, spune că nu vrea să dea acest test și pe finalul conversației, bucata pe care o avem noi, spune că ar merita să o omoare pe profesoară. Evident, sună amenințare, vedem că elevul a gândit acest lucru înainte și ajungem din nou la discuția despre care spuneai și tu mai devreme, cum a ajuns să aibă un cuțit la el, deși se afla în incinta unei unități școlare. Și spuneai despre faptul că nu sunt interzise cuțitele în școlile din România și aș vrea să vedem acum ce scrie în acest moment în regulamentul școlar și de asemenea în statutul elevilor și scrie așa că elevilor le este interzis să introducă în perimetrul unității de învățământ orice fel de tipuri de arme sau produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pognitori, brichete, precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemănătoare, care evident pot afecta integritatea fizică și psihică a elevilor. Așadar, nu este interzis explicit accesul cu arme albe sau cuțite? Nu este interzis explicit, ba mai mult decât atât, Ministerul Educației a venit cu precizări în urmă cu foarte puțin timp, în urmă cu doar câteva luni, în care au spus că vor să îmbunătățească acest regulament și să introducă în regulamentul elevilor ce anume nu pot aduce la școală, ceea ce ne face să ne gândim că au fost situații în care elevii au spus, bine, bine, dar nu este interzis. În regulamentul nostru, probabil l-au studiat, nu este interzis să aducem genul acesta de obiecte la școală. Așadar, Ministerul Educației propune mai multe obiecte pe care să le scrie efectiv în regulamentul școlar și în statutul elevilor, pe care să nu le aducă la școală elevii, și anume brichete, ace, bricege sau cuțite și orice fel de tipuri de arme albe, arme cu bile, cu aer comprimat și de asemenea torți. Deci, la un moment dat, Ministerul Educației va introduce toate aceste obiecte în regulamentul școlar. Însă, dacă ne referim astăzi, în prezent, acestea nu sunt menționate și cu siguranță sunt elevi care la poarta liceului, dacă paznicul îi va întreba de ce a adus la el un cuțit, poate să spună faptul că nu este interzis în regulamentul școlar și că poate să îl aducă la școală. Evident, aceste obiecte, cum ar fi și un cuțit, sunt extrem de periculoase. Noi considerăm cel puțin că un gardian care se află la poarta școlii nu i-ar lăsa totuși să intre cu un cuțit, însă dacă elevul vrea să conteste acest lucru, poate face, pentru că, iată, regulamentul școlar este de partea lui.